Cabana din lemn s-a aprins din senin și nimeni nu știe deocamdată de la ce a pornit incendiul. Oamenii au ieșit imediat în stradă și au alertat pompierii. La fața locului au sosit două auto speciale, iar militarii au luptat cu flăcările aproape două ore. Ați văzut flacără ceva? Nu, a sunat, a strigat cineva la vecinul, nu știu, un băiat care... Oamenii a două, păi... Deci a plecat pe pătru, nu știu. Campingul era format dintr-o cabană principală în care se aflau două dormitoare, bucătăria și sală de mese, plus alte cinci căbănuțe din lemn. Din fericire, focul nu s-a extins și la acestea din urmă, dar casa de vacanță a ars în totalitate. Proprietarul nu-și poate explica de la ce a izbucnit incendiul. Era un camping aici? Era un camping care s-a... nu știm de unde s-a aprins. Era tot din lemn? Din lemn tot. Cineva cazat aici? Nu era cazat nimeni, era închis, era gol. Asta este. Făcuse cineva focul? Nu știu dacă a fost sau nu foc făcut, nu cred că a fost, dar se putea, fiind boiler în priză ceva, să fi făcut un scurt circuit. Pompierii vor stabili cauzele incendiului. Cabana și căsuțele de vacanță erau, din fericire, asigurate.